Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu! Pe lângă seria de Crăciun m-am gândit să vă mai bag și câte un videoclip surpriză. Nu e așa că nu vă așteptați să postez astăzi acest clip. Ei bine, m-am gândit că dacă tot se apropie Crăciunul și am mai multe videouri de filmat, până atunci m-am gândit să vă mai inserez așa prin seria noastră de videoclipuri de Crăciun câte un videoclip surpriză. Nu promit că o să postez în fiecare zi, dar să fiți cu ochii pe canalul meu, căci nu se știe niciodată când Cocos Cristina o să posteze un nou clip. Bun? Sunt super duper bucuroasă să filmez acest clip, deoarece, după cum ați văzut din titlu, am o nouă geantă la colecția mea de genți. Și pe lângă asta, mai multe lucruri pe care vreau să vi le arăt. Mă doare gâtul. Ca de obicei, în comentariul pe care o să-l fixez, o să găsiți acolo link-uri, să vă duceți și voi să vedeți ce produse puteți găsi pe acest site numit TB Dress. Eu mi-am ales câteva lucruri foarte drăguțe. Sunteți gata? Sunteți curioși? Nu am mai avut niciodată o astfel de geantă. Cred că merge foarte bine la colecția mea de genți, deoarece pot să vă zic că este o geantă normală. Cred că este pe gustul tuturor. Ia uitați-o cât este de frumoasă! Și vine pe roșu, numai bine pentru Crăciun. Consider că se potrivește foarte bine perioadei acestea și se asortează cu puntița mea din păr. Haideți să vă arăt mai de aproape. Opa, așa! Uitați, are mânerul acesta foarte drăguț, nu-i așa? Puteți ține așa, ca o adevărată prințesă. Și aici are un puf dintre acesta, am văzut la o grămadă de fete. Eu până acum nu mai am puf, însă de acum am puf, sunt și eu în rândul lumii. Și mai are de asemenea și aceste cristale false, îți dai seama. Sunt foarte frumoase, nu? Când o deschizi, este foarte organizată, are două compartimente, vedeți? Și multe hârtii. Stați să le scot. Oh, oh, câtă hârtie încape în geanta asta. Înseamnă că o să încapă multe lucruri. Ce compartimentată e! M-am obișnuit foarte mult în ultimul timp să port ghiozdănele și acelea nu sunt deloc compartimentate, iar când am văzut geanta aceasta care are două compartimente, am zis că ei, în sfârșit, pot să fiu și o mai organizată. Vedeți? Pură organizare. Așa că este foarte drăguță. Când am văzut-o pe site, am crezut că e puțin mai mare, dar în realitate are așa o dimensiune medie spre micuțică, dar este foarte, foarte cute. Am uitat să vă zic că dacă vreți, puteți să vă atașați și această... Tot timpul uit cum se zice la chestia asta. Bandă? Mâner? Baretă? Cred că baretă, nu? Dacă vă place mai mult, puteți să atașați și această baretă. Cred că o puteți să faceți la ce dimensiune vreți voi. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a horse open sleigh. Hey! La-l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 a. Hey! Stați că mă chinui să pun această... Cum am zis că se cheamă? Baretă. Ia că am pus-o. Dar pare mi se că e mai faină fără, nu? Hai că e faină și așa. Da, e mai faină fără pentru că este mai... Pare mai geantă mai scumpă dintre aia. Am transpirat. Dar cred totuși că o să o port așa. Sau așa. Nu, glumesc. Am să o port, uite așa. Ok, acum că am obosit super mult după ce m-am chinuit cu geanta și n-avea rost, deoarece îmi place mult mai mult să o port așa simplă, vreau să trecem la următorul obiect. Vestimentar, bineînțeles. Pe care vreau să vi-l arăt. Nu am mai avut niciodată în viața mea așa ceva și sunt foarte, foarte entuziasmată. Este vorba despre o blăniță artificială, bineînțeles, care vine în niște culori fantastice. Cred că se potrivește foarte bine aceste perioade de iarnă. Vreau să vă arăt și să-mi ziceți ce părere aveți dacă vă place. Ia uitați! Este o blăniță, oameni buni! Și eu, după cum am zis, nu am mai avut niciodată așa ceva. Wow, este foarte, foarte fină la atingere. Îmi plac aceste culori. Îmi place că este mai deosebită. Cred că se vede prin mulțime, nu-i așa? Ești în evidență cu o astfel de blăniță, dacă o pui pe tine. Ce părere aveți? Vă place? Ați cumpărat așa ceva? Vreau să vă zic că este în mărimea S. Da. Toate hainele pe care le port eu sunt în mărimea S, dacă vă întrebați. Unele sunt și în extra S, doar că la pijamale mi-au M. Și la gecile de blugi, neapărat M. Următorul lucru pe care vreau să vi-l arăt este o cămașă. Și v-am zis că de la o vreme sunt obsedată de mânecile acestea în formă de clopot. E bine, cred că triplu clopot, dacă mă exprim eu bine. Și când am văzut această cămășuță, vreau să vă zic că m-am chinuit de mai multe ori să o am, dar tot timpul era out of stock, deja nu mai era disponibilă și în sfârșit am pus mâinile pe ea. Este vorba despre această cămășuță albă cu mânecile clopot, după cum ziceam, super, super clopot. Vedeți? Foarte interesante. Iar pe margine, pe marginea mânecei, are acest șiret ca la pantofi. Și hai să-i facem aici o fundiță. Iuhu!
Uitați cât de frumusică este ea, este frumusică. Așa în față este foarte simplă, dar de mare efect sunt aceste mâneci. Vă plac aceste mâneci, sunt relativ noi, cred, cel puțin mie mi se pare nou acest model, deoarece aceasta este a doua mea cămășuță în genul acesta, dar să știți că mai am una imediat. Dacă v-a plăcut această cămășuță, înseamnă că o să o iubiți pe următoarea. Mie mi se pare foarte, foarte frumoasă și zici că e din Spania. Zici că poți să dansezi pe flamenco. O să dansez puțin pe flamenco, purtând această bluziță super deosebită. Mă duce așa cu gândul la dansatoarele alea spanioloaice. Voi ce părere aveți? Ia uitați, vine așa albă, cu buline și bineînțeles are mânica aceasta clopot! Triplu clopot, la ce te puteai aștepta de partea mea? Bat clopotele efectiv. Le auziți? Ia uitați! Uitați ce minunăție aici! Și materialul este atât de finuț! Plac bulinele! Vă plac bulinele! De ce am stă părul aici așa? Super cute, extra mega! Super happy sunt pentru ea. Următorul produs este foarte trăznit pentru această perioadă a anului, dar eu totuși m-am gândit să-l iau din timp, pentru că, cum era, iarna ne facem cari, iar vara ne facem sanie, de aia iarna ne luăm costume de baie. Și am aici să vă arăt un costum de baie super, super, super frumos. Cred că este cel mai frumos costum de baie pe care l-am eu și vreau să vi-l arăt cât de frumos este el. Mie îmi place foarte mult să port costume de baie dintre acestea, dintr-o singură bucată, deoarece am niște alunițe pe care nu vreau să mi le expun la soare. Și să revenim la subiect, ce voiam să vă zic este că prin magazine, așa pe la noi, pe la mall, aceste costume de baie sunt un pumn de bani, serios. Iar mie îmi place foarte mult să mi le iau de pe net și toate pe care le am de pe net au o calitate foarte, foarte bună. Vreți să vi le arăt? Sunteți super curioși? Pe acesta nu o să-l probez, deoarece nu vreau să fiu indecentă, dar vi-l arăt doar așa să vedeți cât de frumos este. Îl pun așa pe mine, ia uitați. Stați să mi le iau așa, mai bine. Auzi, n-ar fi comic să mi le iau. N-ar fi comic să mi le iau pe deasupra la haine, chiar așa și la pantaloni. Așa se probează un costum de baie. Stați să vi-l arăt. Mi l-am luat pe deasupra pantalonilor. Stați să vi-l arăt cât de frumos este el. În felul acesta nu suntem indecente, nu-i așa? Ok, ia uitați. Sexy, sexy, nu-i așa? Și aici vine destul de decoltat încât să te poți bronza ca lumea, fără urme. Și bretelutele acestea sunt super subțirele. Aici este așa destul de decoltat. Ia uitați ce spate gol am eu. De fapt, acum nu e chiar așa de gol, dar la vară va fi. Ok, și acesta este și costumul de baie trăznit. Sper să vă placă. Mi-mi place, cred că o să-l port de acum așa. Glumesc. Era cât pe ce se uit de acest paltonaș, l-am pus pe omeraș în dulap și era să uite el. Doamne ferește, cum era să fac o asemenea greșeală. Este vorba despre acest paltonaș într-un imprimeu care a fost foarte, foarte la modă, cred că anul ăsta și anul trecut. Și ca de obicei, eu sunt ultima în a avea chestii la modă, așa că acum a venit timpul să am și eu ceva cu acest imprimeu. Este vorba despre imprimeul acesta, nu știu cum se cheamă, stați să vi-l arăt mai de aproape. Vedeți? Dintre ăsta așa. Știți voi cum se cheamă? Și este un paltonaș de toamnă, primăvară, foarte, foarte frumos, dintr-o stofuliță destul de grosuță și tare așa. Aici are un revers negru, iar la mânecuță vine de asemenea cu negru și vine lunguț până deasupra genunchiului. Vă plac aceste tipuri de paltonașe? Ce părere aveți? Vă place să purtați dintre astea mai lunguțe? Când eram mică, îmi plăcea să port numai gești dintre acelea scurte, deoarece credeam că astea lungi... Stați că am un fit de păr! Deoarece credeam că cele lungi nu sunt așa de la modă. Îmi place foarte mult aici. Chestia asta e super tare. Partea asta de revers... Cred că se cam scămușează puțin, însă. Trebuie să ai tot timpul o rolă dintre aceea de scame să te dai. Cred că imită fetru, nu? Materialul acela fetru, cum ziceam eu că se cheamă. Și ultimul lucru de pe site-ul acesta, TB Dress, este o rochiță, oameni buni. Am aici o rochiță care cred că este cea mai frumoasă rochiță pe care o am eu. Apropo, nu am multe rochițe, dar mie mi se pare cea mai dulce, este așa ca o zi de primăvară, efectiv. Știu că vine Crăciunul, iar eu vorbesc despre primăvară, dar primăvara este anotimul meu preferat și mie mi-a plăcut foarte mult această rochiță, îmi place la nebunie. Ia uitați,
Uitați cât de frumoasă este! Nu-i așa că e ca o zi de primăvară, cu cerul acesta albastru senin, cu copaci înfloriți și cu păsărele. Uitați cât de frumoasă este! Ia uitați ce vrăbiuțe aici frumoase! Știu că nu sunt vrăbiuțe pițigoi, nu știu ce fel de păsări sunt acestea. Îmi puteți lăsa în comentarii dacă voi știți. Ia uitați, cu rămurelele acestea cu flori, așa de frumoasă, nu știu, îmi place la nebunie. De asemenea, are și un cordon pe care ți-l poți pune în talie. Îmi place faptul că această rochie nu este una dintre aceia scurtă să ți se vadă fundul, deoarece greu mai găsești în ziua de azi fuste care să aibă o lungime decentă. Și mie mi-a plăcut aceasta, deși este puțin mai lunguță, o pot scurta să-mi vină până la genunchi, poate puțin așa până deasupra genunchiului, dar pe ansamblu îmi place la nebunie. Materialul este puțin telelastic, nu mult, și cred că este bumbac. Mult, mult bumbac, mult la sută bumbac. Dragii mei, acestea au fost toate produsele pe care voiam să vi le arăt. Le puteți găsi și voi pe tvdress.com. O să las în primul comentariu link-uri către toate produsele pe care le-am prezentat eu astăzi. Dacă vă inspir, poate puteți și voi să vă plasați o comandă. Prețurile sunt super faine și cred că acum în jurul sărbătorilor au și niște reduceri, dar nu sunt sigură deoarece comanda aceasta a fost plasată, cred că cu vreo 3 săptămâni. O lună în urmă, nu știu. Dacă o să vă faceți și voi comanda, să știți că trebuie să plătiți niște costuri vamale, dar nu sunt așa de mari. Sunt 19% din valoarea totală a produselor, dar se merită într-un final. Asta în caz că sunteți și voi interesați, vreau să fiu sinceră cu voi și să vă zic cum funcționează lucrurile. Dragii mei, v-a fost dor de Timo? Vreți să vi-l arăt puțin deoarece este chiar aici lângă mine și face nani? Vreți să-l trezim? Vreți să-l trezim pe Timo? Dar cine e cel mai somnoros? Cine e foarte, foarte, foarte somnoros? Timo, ți-a mami și ți-o rochiță. Știți că Timo e așa ca o fetiță aproape. Îi luăm și lui o rochiță. Oh, Doamne! Și asta a fost totul pentru clipul acesta. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut la nebunie să împărtășesc aceste produse cu voi. V-ați făcut vreo preferată? Sincer, mie îmi place... Nu știu, toate îmi plac. Dar normal că îmi plac toate pentru că de aia le-am ales, nu? Ok, dragile mele, nuci de popos. Nuci de popos. Ok, dragile mele, nu-și de cocos și nu de popos. V-am pupat și ne revedem cu următorul clip. Pa!